Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a anunțat declanșarea unei greve generale începând cu data de 27 noiembrie până la data semnării contractului colectiv de muncă 2023-2024. Sindicaliștii CFR sunt nemulțumiți că revendicările lor în urma grevei de avertisment din septembrie nu au fost soluționate. Revendicările vizează lipsa contractelor colective de muncă, remunerații inadecvate în comparație cu responsabilitățile și calitatea muncii depuse de angajații din sectorul feroviar. De asemenea, subfinanțarea companiilor feroviare sub administrarea a statului care se află sub incidența Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost adusă în discuție.